Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru perioada 16-31 mai 2022, etalare pentru zodia Taur, ascendent lună în zodia Taur. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. În primul rând vom vedea care este energia principală. Sper să se vadă cât de cât toate cărțile, nu bate soarele aici. Energia principală care vine cu regele de spade. Ori voi veți fi cu atitudine de fier, da, care nu se lasă, nu vă lăsați înduplecați de absolut nimic, de nicio vorbă, de niciun gest, veți fi mult mai tranșanți, poate, în perioada aceasta, ori veți avea de-a face cu o persoană foarte rece, indiferentă, nepăsătoare, sau o persoană care își schimbă sau și-a schimbat atitudinea foarte, cum să vă spun, mult față de voi. Dar această persoană vă iubește, poate aveți de-a face cu un semn de aer gemeni balanță vărsător, se gândește la voi, vă iubește, este dor de voi, chiar dacă v-ați certat foarte urât și au fost multe nemulțumiri, undeva relația nu a funcționat. Aici poate fi vorba și de o despărțire și vreți să reluați legătura sau poate aveți de-a face cu o persoană divorțată sau o persoană care se lasă foarte greu cucerită. Poate fi și atitudinea voastră, exact cum v-am spus, să fiți mult mai atenți în modul în care vă exprimați sentimentele. Bun, și haideți să vedem și etalarea propriu-zisă, unde aveți trei arcane majore, da, avem Marea Preoteasă, Steaua și Moartea. Deci apar și schimbări foarte mari în viața voastră, se vor desluși anumite mistere, dar aveți și speranța că totul va fi bine sau vă vindecați de o situație mai neplăcută. Poate fi vorba și de legătură de trio, puteți avea de-a face și cu un vărsător, cu un scorpion, pești, rac, văd aici la voi, berbec, leu, săgetător și semnele de pământ, taur, fecioară, capricorn. Aveți toate semnele zodiacale. Bun, Marea Preoteasă, vreți să descoperiți un secret, să aflați anumite informații sau aici vorbim de o dragoste imposibilă. Fie sunteți iubiți de o persoană în secret, fie voi iubiți o persoană, dar nu știți dacă se va lega ceva sau nu. Poate iubiți o persoană căsătorită, unii dintre voi, sau sunteți iubiți de o persoană căsătorită, sau voi sunteți căsătoriți. Na, dar vorbim de multă tentație, ispită, vorbim de nevoi sau, mă rog, de o atracție foarte mare și îndrăgosteală. Cu siguranță aici veți descoperi probabil că cineva vă iubește sau este îndrăgostit de voi și, într-adevăr, e o relație complicată pentru că apare căsătorie, apar copii. Nu este o relație ușoară, poate fi o relație de trio. Ori voi sperați foarte mult la această relație, da, să fiți căsătoriți, ori voi sperați foarte mult la o relație cu o persoană căsătorită. Ce se va întâmpla? Că apare doar speranța. Au căzut mesaje multe, dar le voi lua ca mesaje suplimentare. Suferiți foarte mult, așteptați o veste, așteptați un semn din partea acelei persoane care este mult mai libertin, așa, o puneți pe gânduri, dar semnalele sunt confuze, de aceea ajungeți în situația aceasta, pentru că și acea persoană dă semne că ar avea ceva pentru voi sau poate voi da semnale cuiva și acea persoană se prinde. Mai departe avem o rege de monede care aduce dorința de stabilitate, siguranță, respect, încredere. Poate aveți de-a face cu o persoană foarte hotărâtă, în căsnicie, o să vă meargă foarte bine în intervalul acesta. Chiar se leagă ceva mult mai profund, mult mai stabil, mai sigur și de lungă durată. Asta în unele situații, având în vedere că vorbim de o etalare generală. Da, vă veți simți mult mai împliniți unii dintre voi în relațiile sentimentale. Parcă e o legătură mai strânsă ca niciodată, mai ales că vă deschideți unul față de celălalt și chiar și acolo unde relațiile au fost mai complicate sau ați avut de-a face cu o persoană mai
care se lasa mai greu cucerită sau, mă rog, ați avut o relație mai dificilă până într-un anumit punct, de acum lucrurile încep să se așeze din ce în ce mai frumos și o să vă fie bine. Aveam și legături de trio, dar aici foarte multă comunicare, un progres, poate vă apropiați, începeți să vă apropiați de o anumită persoană, da, pe care vă doriți atenția unei persoane și văd că veți avea o reușită foarte mare. Puteți face planuri de viitor. Dacă sunteți într-o relație de trio, lucrurile decurg foarte frumos, chiar evoluează, dar aici apare și disperarea cuiva. Ori că apar bănuielile, ori că apare mustrarea de conștiință, dacă nu sunteți pe drumul cel bun, că nu procedați corect, nu știți ce să faceți, să vă lăsați dus de val sau nu, comunicarea va fi excelentă, văd cu o parte masculină în perioada aceasta, deci dacă sunteți bărbați, puteți vorbi cu un prieten și vă dă anumite sfaturi, dacă sunteți femeie, vorbim de persoana iubită, persoana la care voi vă gândiți. Ajungeți într-un punct de cotitură și nu știți exact ce să faceți, ce va urma, cum ar trebui să procedați, cu multă maturitate. În alte situații vorbim de o vindecare, de o eliberare, vorbim de o împăcare, chiar și speranța că totul o să fie bine, pentru că veți fi plăcut surprinși de gestul persoanei pe care voi o iubiți. Vă invită undeva, vă face o surpriză plăcută, vă declară dragostea, chiar dacă acea persoană este mai arogantă, mai încăpățânată, mai cu nasul pe sus, se pare că își va schimba comportamentul, chiar o să vă caute și lucrul acesta vă încântă foarte tare. Puteți să vă întâlniți și la un eveniment, unii dintre voi, iar în alte situații, în sfârșit, încheiați un capitol, terminați cu o suferință, da? Și dați curs unei noi povești de dragoste, care este foarte plăcută, chiar vă încântă. Mai apar mesaje, comunicare în perioada aceasta, dar nu, cum să vă spun eu, nu foarte accentuată. Aici poate să vă caut și o persoană cu care n-ați mai vorbit de foarte mult timp. Puteți auzi niște bârfe de acea persoană. Apare în discuție persoana la care vă gândiți. Dar nu trebuie luat totul în seamă. Comunicarea nu este excelentă. Și într-adevăr nu trebuie să băgați anumite bârfe în seamă. Pe de altă parte, vă poate debloca o persoană pe rețea de socializare și ușor, ușor să reluați legătura sau vă pune semne de întrebare ce vrea această persoană, parcă ar aștepta un semn de la voi, deci ca și cum el sau ea a făcut primul pas și v-a deblocat, acum voi ar trebui să-i scrieți, dar nu neapărat. Concentrați-vă pe voi, pe dorința voastră, da, de a avea stabilitate, siguranță, de a porni într-o relație bazată pe încredere, pe respect, pe stabilitate. Pentru că aici apare și ca o negociere, așa, ce facem, cum facem, eu aș vrea așa, tu ai vrea așa, ca să ajungeți undeva la un echilibru. Avem moarte aici, mai departe, arcana majoră, care duce un final de capitol, care vine în mod natural. Poate fi sfârșitul unei relații, poate fi sfârșitul unei suferințe, poate fi sfârșitul unei comunicări, da? Sau nu vă mai gândiți la o anumită persoană sau nu o să vă mai fie dor de o anumită persoană. Lucrul acesta vine natural. De ce? Pentru că începe să vă dați seama, e posibil să fie vorba de o relație la distanță sau e vorba de o persoană cu care n-ați mai comunicat de foarte mult timp. Începeți să adunați informații și să vă dați seama că nu se mai poate salva nimic, sunteți ca doi străini sau nu mai sunt sentimentele de altă dată sau nu mai simțiți lucrurile de altă dată și vă hotărâți să puneți punct. Dar lucrul acesta vă eliberează, să știți, vă eliberează pentru că veți fi mult mai deschiși, chiar veți avea surprize plăcute. Probabil nu vă gândiți ce va urma în viitorul vostru, dar sunt lucruri foarte frumoase. Și într-adevăr, vedeți, plecați dintr-un loc, sunteți mulțumiți cu ceea ce aveți, dar nu vreți să credeți totul pe o iluzie, pentru că veți avea momente în intervalul acesta în care așa veți simți. Și apare teama de singurătate, teama de suferință, teama de refuz și așa mai departe. Lucrurile acestea vă întăresc, vă fac mult mai conștienți de dorințele pe care le aveți. Vă este frică de singurătate. Și pe lângă teama de singurătate poate fi vorba de faptul că oricât ați iubi o persoană, oricât v-ați implica, oricât de mult ați oferi, acea persoană nu dă înapoi. Vă simțiți așa blocați,
Într-un impas, persoana respectivă tace, se retrage, nu își dorește ceea ce vă doriți voi. Dar să aveți credință, să vă rugați, pentru că apar semne că sunteți pe drumul cel bun. Să scăpați de această iluzie, na, poate fi vorba și de sfârșitul unei aventuri. Pe de altă parte, vreți să aveți parte de bunăstare, să clădiți o relație sănătoasă, să nu mai aveți de face cu persoane geloase, posesive, persoane mincinoase, persoane care trădează, pentru că poate unii dintre voi vă doriți un anumit gen de persoană în viața voastră sau căutați un anumit tipar. Acolo trebuie să vă mai schimbați un pic ca să fiți împliniți din punctul acesta de vedere, pentru că persoanele sau tiparul pe care voi îl căutați o să vă facă mereu să suferiți. Și în suferința aceasta, pentru că tot ați făcut alegeri greșite, se pare, unii dintre voi, după această suferință vă revedeți cu o persoană care vă schimbă radical viața și foarte posibil să fie în acest interval. După cum vă spuneam, apare teama, teama de refuz sau poate exact e prima energie, că sunteți îndrăgostiți de o persoană care nu vă dă atenție, dar vă dă un semnal în perioada aceasta. Sunt multe frământări, gesturile acestei persoane, tot ce vine din partea acestei persoane vă duce într-o zonă de confuzie, vă simțiți așa închiși, nu știți ce să faceți, cădeți foarte mult pe gânduri, scăpați de această trăire. Pentru că aici este o rană nevindecată, voi țineți teama aceasta, țineți frica aceasta în voi. Și nu vă face bine. Tot stați la pândă, tot vă uitați, să nu se întâmple una, să nu se întâmple cealaltă, să nu fiți prinși, să nu se descopere nu știu ce, să nu vadă persoana respectivă că țineți la el sau la ea, sau vă ascundeți poate de anumite lucruri, sau vă faceți fel și fel de idei, scăpați de lucrurile acestea, pentru că rana nu se va mai vindeca, nu se închide. Și găsiți soluții. Faptul că vă schimbați atitudinea, lucrul acesta vă ajută foarte mult. Da, veți fi foarte tranșanți. Deci sunteți foarte porniți să încheiați capitole sau să încheiați situații în dragoste care nu vă fac bine, care nu vă împlinesc, care nu vă aduc liniștea sufletească. Și veți fi, da, foarte tranșanți. Și veți aștepta o schimbare, veți analiza foarte mult situațiile prin care ați trecut și într-un final veți cunoaște o persoană care o să vă încânte, dar veți fi foarte atenți ca nu cumva să retrăiți anumite momente sau nu să retrăiți, să nu regăsiți în persoana pe care o veți cunoaște trăsături, gesturi, vorbe de la persoana din trecut sau de la persoana care ți-a așteptat. Așteptați ceva, dar ce așteptați voi aici e ca o falsitate. Nu duce la nimic bun. Și văd că dragostea stă după colț, dar așteaptă să vă vindecați voi cât de cât. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!